pentru Andrei, pentru Stoica, de Champions fie, de Champions fie. E pentru Andrei, e pentru Stoica. Bine ați venit la vlogul lui tati. În vlogul ăsta fac ce vrea Alex. Da. Îl lăsăm pe el să spună ce vrea, da? V-am pregătit vlog nou, fiți pe fază. O să petrec toată ziua cu tati. Acum mă dau cu ATV-ul și după aia mă duc la jacuzzi, după aia mă joc pe PlayStation Mortal Kombat, după aia mă joc fotbal și mă bat. Se repar un pic ăstuia, că ăsta este războinic. Nu! Faimos! Ești faimos, șefule? Da, că îmi place roșu mai mult. Place roșu mai mult? Da. Ei, eu vorbesc aici de aventură și de vloguri și el vorbește de Hexatron. Cum e, șefule, îți place? Da, dar e și frig. M-am ghețat mâinile. Bravo, mă. Bate cuba. Haideți că am înghețat destul. Vreți să jucăm fotbal? Da. Bine, hai, m-am trecut, m-am făcut varză. Șeful meu, Alex. Azi am căzut. Ăsta e dubla cu lui Eva. Și ăsta e dubla cu mine. Ăla e dubla cu lui Albert. Mare. E adevărat. Acum vreau să ne jucăm fotbal. Fiți pe fază că... Pilaf îl fac. Nu știe că sunt fotbalist la origine. Hai, tati. Hai, că eu nu știu fotbal. Mamă. E anti-talent. Bravo, bă, băiatele, bă. Fotbalist te fac. Sare la bătaie. Bravo, sticule. Hai, dă-i tare, dă-i tare, tare. Mamă, ce forță ai, bă, băiatule, bă, ce talent ai. Ce talent ai, bă, băiatule. E anti-talent. Aolo. Mamă. Hai, tare. Bravo, bă, băiatule, bă. Hai să vedem ce doleanțe mai are băiatul meu să mă fac cu mine. La fotbal m-am convins, e talent. Îl lăsăm la lupte mai bine. Bravo, tati, foarte bine. Am fost cu ATV-ul. Acum ne-am jucat fotbal, ne-am dat seama care este nivelul și nivelul. Felicitări, tati, joci foarte bine fotbal. Joci foarte bine fotbal, dar mai bine rămâi la kickbox. Ce vrei să facem acum? Zi. Ne batem! Acum vrei să ne batem? Da! Hai să ne echipăm, ne punem mănușile și ne batem. Deci gata, eu mi-am luat mănuși. Eu sunt de la One Championship
și Alex de la Dynamite Fighting Show. Care e mai bun? Yeah. Hai să vedem. Hai. Luăm. Ești pregătit, mă, metre? Ia vino cu asta până și returile, mănuși. Mâine, poi mâine fac asta la meci. Vezi că eu sunt mai bun ca tine. Nu eu. Tu ești mai bun ca mine? Bă, tu ești sigur că ești mai bun ca mine? Da. Bine, hai mă, vino cu apă. Vino mă cu apă. Haide mă, vino cu apă. Au. Haide mă, vino cu apă. Bă, nu. Bă, Erica. Te rog, te rog, au! Mamă, ce tare! Hai, bate-mă, nu mai poți? Au! Ai dat tare rău! Au! 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 Asta dă, nu ți-e... Ia! 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 Stop! Mi-ai dat între picioare! 1, 2, 3, 4, 5. Gata, haide! Continuăm! Nu ne lăsăm bătuți niciodată, da? Mereu ne ridicăm! Indiferent! Haide! Haide, mă! Te-am luat pe MMA! Te-am luat pe MMA cu metre! Ușa! Mamă, ce bătaie! Zici că sunt mai bun! Ia! Gata, Alex, ești mai bun! Ești mai bun, Alex! Mi-a dat și un picior în gaură! Deși de un picior în gaură! Gata, ești mai bun, bravo! Bravo, șefule, dă mâna cu asta, te ridic! Bravo! Bravo! Ești mai bun! Băi, am luat bătaie! Clar e mai talentat la kickbox! Felicitări, Alex! Ce să zic? Îți prevăd un viitor mare! Să te ții antrenament, să asculti de părinți, să asculti de tati și de mami, da? Să-ți placă și școala, că altfel ne certăm! Să nu uiți totdeauna cu un sportiv bun, e și deștept! Da? Am fost și eu de cât de cât așa, bunicel? Am fost și eu bunicel, nu? Da. Bravo, mulțumesc, mulțumesc. Vrei să ne batem și pe PlayStation? Da. Vrei să mă bați și acolo? Da. Doamne, bă băiatul, tu vrei să mă bați în toate pozițiile? Da. Nu știu dacă ați văzut, dar Albert nu a putut să fie lângă noi pentru că el e sus în camera lui și face teme. Acum e pe terminate și mergem să vedem dacă îl putem să-l cooptăm și pe el cu noi. Abi, vrei să mergi să joci mortă acum cu noi? Da, ei! Haide, hai să mergem, se pare că vrea și Albert să mergem cu noi. Hai, apăsat X. Hai să te văd. Bravo! Bravo, bravo! Care e mai bun să câștige, da? Aveți grijă! Că după aia intru eu și-o vă bat. Bravo, Albert! Bate cumva, ai câștigat. Ce faci, Frederic, că-i pierdut? Au! De ce ești? De ce ești ofticos? De ce ești ofticos? Vrei să plec? M-ai dat afară din cameră? Păi, ofticoși ca ăștia de n-am zis în viața mea. Mă juc eu cu altă. Cum
campionul, campionul. Ciao, mamă. Doamne, cât de șmecheri sunt. Tati, lasă-mă și pe mine. Nu vreau, eu să mai fug. Tu, 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 tu. Gavianu! Te-am rupt! Te-am rupt! Da? Am câștigat! Gavianu! Gavianu! Ale, ale, ale! De ce te superi? De ce ești șopticos? Că așa nu e normal, un sportiv nu face asta. Așa e la bără! Dar tati, trebuie să mă ajut pe mine! Te-am bătut găsculiță! Bă, dar numai tu să câștigi? Ce ești așa șopticos? Bă, sunteți doi șopticoși, eu nu pot să mă joc nimic cu voi, că ori vreți să... nu mai voi să câștigați... Haide, aleg până. Ai grijă, tati, că uite, ai văzut, ai căzut. Hai, te joci tu cu Albert? Nu. Da? Albert, dă mai tare! Dă, ca să nu vadă tati! Băi, eu nu văd deloc! Băi! Deci, Albert, eu am jucat la nimereală că mi-a ținut Alex mâinile la ochi și tot ai pierdut? Nu pot să mă abțin, trebuie să-i bat. Bravo, Albert! Campionul! Băieții fac ce fac băieții. Se joacă pe PlayStation, se plimbă cu bicicletele, cu ATV-urile și mamele fac ce fac mamele. Prăjiturele. Ne pregătim de Halloween. Facem, ne pregătim de Halloween. Este plăcerea băieților. Când vine Halloween, sunt cei mai fericiți posibili. E cam unul. De ce sunt fantomițe? Fantomițe, da. O să deci astea sunt fantomițe, un pic mai grăsuțe. Asta e o fantomiță, gen... Eu, mami. Cum era filmul ăla? Ghostbusters? Aia grasă. Asta e, fantomița aia grasă. Să știți că alea urâte sunt făcute de Alex, nu de mine. Astea sunt fantomițele. Astea sunt fantomițe, nu? Și aici avem și fantomițe și dovlecii. Deci ești... Și că-s dovleci, nu? Dovleac. Ce-i mă la gură? Ai mâncat glazură? Ți-ai făcut mustață? Da. Da. Nu mă bubă, drag, mă bubă. Ai văd ce mănânci acolo? Pule. E biscuite. Ce e papa, fetița? Pule. Mai pule. Deci cum a putut să stâlcească cuvântul iepure la modul ăsta? Deci când îi auzi, deci cei mai simpatici sunt în momentul când încep să stâlcească cuvinte. Știi ce fac noi? Prezint bucătăria. Abia aștept să facă mare, să-mi facă de mâncare. Iubita lui tati, da, ce-ți pregătește ție, tati? Oh, doamne! Da! Ah, holo, doamne, mor! Mor! Da! Mor, că nu mai pot după tine! Da, da! Ah. Hai!
Mori că nu mă impun pe tine, dragoste. Gata, intrăm să ne schimbăm, să ne pregătim de relaxare. Haideți, băieți! Gata? Sunt pregătiți. Sunt pregătiți, mă? Da. Da? Hai să mergem. Da. Hai. Abia așteptam momentul ăsta. Mi-am făcut ăștia mici și astăzi viața un calvar. Exact momentul ăsta l-așteptam. Am făcut ce au vrut copiii. Ce e drept, mi-a și plăcut. Îmi place să petrec timp cu ei. Foarte important și sănătos pentru educația lor. Îi las pe băieți în jacuzzi și intru să fac o saună. Să mă relaxez un pic mai mult. Avem să facem un plan. Ce rău? Intrăm puțin să ne... Gata, frumoșilor, și sauna, m-am topit la propriu, m-am relaxat destul. Copiii, băieții s-au relaxat și ei, am făcut ce au vrut ei astăzi. Mâine e Halloween-ul și avem numai surprize pregătite. M-am pupat! Asta a fost vlogul. Vă aștept să dați like, share și subscribe. Ne pare rău pentru
deranjul pe care l-au provocat copiii, dar și e frumos. Așa, asta e viața în familie și nouă ne place.